Ana Maria Prodan, declarații despre partea sentimentală, sunt curtată și încă cum. Arăt perfect, sunt deșteaptă și niciuna nu-i ca mine. Ana Maria Prodan, în plin proces de divorț, susține că încă atrage privirile bărbaților. Impresarul a vorbit despre schimbările amoroase care au loc în viața sa. Sunt liniștită, sunt fericită, în sfârșit sunt alături de oameni de teapa mea, fără probleme, fără scandaluri, fără prostituție, fără alcool și alte nenorociri. Sunt fericită pentru că am alături de mine oameni care știu cum să se comporte cu o femeie, care știu cum să protejeze o femeie, care au respect față de familie, de copii și de ei. Nu pot să spun dacă sunt îndrăgostită, nu se pune acum problema de o relație. Sunt încă măritată. L-am primit, e de la Serafino și inelul și brățara. Sunt curtată și încă cum? E normal, arăt perfect, sunt deșteaptă și niciuna nu-i ca mine. L-am iubit enorm. El așteaptă un copil. E fericit, îi urăm mai multă fericire. Să-și vadă de ale lui și să nu mai miorlăie pe la TC, căci, atunci când apar dovezile și presa le preia de la dosar, nu va putea să mai iasă pe stadion că îl vor huidui toți, a mai spus aceasta pentru cei de la Fanatic. Copilul lui minori i-a deschis pe telefon locația și l-a urmărit. La ora 6 dimineața i-a bătut la ușă, unde era cu Amanta. A plecat cu șoferul meu. Noi toți eram pe telefoane cu cel mic șoferul meu, care a fost pus de la Urențiu Reghecam să îmi pună microfoane în casă. Cas penal, cu declarațiile șoferului care spunea că Reghecam l-a pus să îmi pună microfoane în casă. Le-am găsit instantaneu, pentru că Dumnezeu mă iubește. Când am venit noaptea din Dubai, acum șapte luni, m-am apucat de nebună să fac curățenie. Eu nu pot să mă pun în pat dacă nu e curățenie generală. Când am șters pe sub pat, am scos microfonul care era lipit. Era un microfon luat de pe piață cu 300 de lei, a declarat aceasta pentru antena Stars.